Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un nou episod de R/Battlestations. Practic vom vedea cele mai populare postări de pe subredditul acesta cu stații de luptă, să le spunem așa. Bine că sunt cu jocuri, în fine v-ați prins, ale oamenilor, unde începem cu acesta, 15.000 de upvote-uri, ci că setup-ul pe timp de zi. Cred că am mai pus o poză cu setup-ul pe timp de noapte, dar da, și pe timp de noapte arată mult, mult mai șmecher, cu LED-uri și pe timp de zi, nu prea așa bombă, dar este un setup simplu. Continuăm în continuare, cum se spune, și avem un closet upgrade. Okay. Pentru a mulțumi sponsorului de astăzi, care este Boosteroid, unii dintre voi îl veți ști deja, l-am mai prezentat și eu pe canal. Avem una bucată telefon și una bucată Boosteroid, vedeți acolo în browser, boosteroid.com. De astăzi este și pe telefon, pentru cei care nu aveți calculator, dar totuși aveți ceva jocuri, de fapt nu neapărat să le-ai cumpărat, de exemplu vedeți Fortnite pe ecran acolo, este complet gratuit și îmi scuzați setup-ul meu scuffed, dar vedeți că este o listă cu jocuri, mai mult ce am eu pe cont, ce îmi recomandă mie și dacă apăsăm pe butonașul acesta și ne ducem jos, vedem că, dă-i mai jos, vedem că sunt toate jocurile precum pe calculator, dar le puteți încerca direct din browser. Deci nu este nicio aplicație, intrați în browser, Boosteroid. Arată destul de bine, strâmt, cu tastatura pe perete, frumos, cu luminițe pe deasupra. Cred că are un aer condiționat, vă gândesc, dacă nu, te vine destul de încinsă treaba pe aici. Cred și eu, are două calculatoare sau? Nu mai contează. Tipul acesta este în garaj, cu mașina lui tunată, cu jante, vedem aici, cu tot ce trebuie, practic. Un setup de așa mai scuffed, mai bărbătesc, nu știu mai cum să-i zic. Însă, hai să continuăm noi aici. Avem silver/white work from home setup. Mamă, ăsta alb. Wow, cred că se murdăresc imediat. Cred că și mouse-ul, tastatura, trebuie totul curățat. Interesantă tematica albă, a mea e mai mult pe negru, roșu. Însă avem un man cave, am putea să-i spunem. O peșteră unde stă el aici, ascuns. Wow, ce are tipul ăsta monitoare. Ceva de genul mi-ar plăcea și mie. Să am o cameră de un birou, să-i spunem. Unde am setup-ul cu calculatorul, eventual o ceva de asta să stai pe asta, la televizor, o canapea și un dulăpior pentru figurine, am arătat câteva din ele și pe Instagram, dar cei mai vechi pe canal le știți, însă mi-ar plăcea absolut. Mai în continuare, patiently waiting for November like Cyberpunk. Wow, dacă nu știți, Cyberpunk este unul dintre, cred că, jocurile anului 2020. O să auziți de el, asta vă garantez în momentul în care se lansează, că veți auzi de cuvântul Cyberpunk. Veți auzi de jocul acesta, toată lumea o să-l joace, inclusiv eu o să-l încerc. Și da, lucrează din greu băieții acolo, însă îmi place setup-ul cu albastru. Dita mai televizorul, mă gândesc că poate are o canapea în partea de jos aici și nu vedem noi, sau te poți lăsa pe spate și pe scaun, dar, mă rog, sau poate este pentru consolă, uite, o avem aici frumos, interesant să te joci pe televizor, mă rog, îmi place cum sunt aliniate astea așa, nu știu, nu sunt fan, sincer, vedeți cum are setup-ul, e făcut să dea bine, însă nu sunt fan să țin monitoarele așa, dau bine la simetrie, vedeți cum se aliniază aici rama, însă eu le-am mai trase, adică mai înăuntru, ca și cum te-ar îmbrățișa așa cu vederea, să fie strâns. Parcă ți întorci capul mai mult dacă e, știi ce zic? Dacă e mai strâns, e mult mai simplu. Nu înțelegi ce zic. Come on, Rafaele, atunci de-e și tu măcar un like. Am zis de-e gen în glumă, dar mâine voi nu vă prindeți. Dați și voi acolo un like să vedem susținere la seria aceasta. Poate mai facem episoade, poate nu. Avem un casual gamer aici. Casual cu 3 monitoare, calculatorul cu plantă peste și în dormitor frumos, cu carpetă, cu tot ce trebuie. E un footrest ăsta, deci eu relaxează picioroangele. Eu am avut mult timp pedalele aici când aveam setup-ul cu volanul și l-atașam de birou.
dar da. Asta este un evil battle station de oameni răi. Chiar că e de oameni răi dacă ai doar un monitor. Da, păi, Rafael, ce-i cu oamenii care au doar un monitor? Cred că setup-ul ăsta l-am mai văzut. Cred că tipul ăsta frecventează subreddit-ul. Am mai văzut din colțul ăsta așa plin de geamuri. Plin de gemulețe. Frumos, frumos, n-am ce să zic. Da, 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 fiecare. Ok, nu o să vă mai bat la cap să vă luați două monitoare sau trei. E ok cu un monitor. Chiar dacă unii mă întrebați, mamă, dar ce ai putea să faci, băi, cu trei monitoare sau cu două? Ai putea să faci multe. Gen, te joci și în același timp te uiți la un livestream. Te uiți pe YouTube, te uiți la un podcast. Sau citești de pe Wikipedia în caz că ai nevoie de ceva în jocul respectiv. De exemplu, mă jucam Stardew Valley foarte mult și neapărat Stardew Valley jucam cu Wikipedia-ul ca să înțeleg ce se întâmplă în joc când aveam nedumeriri. Mă rog, nu mai contează. Setup-ul ăsta nu prea îmi place, sincer. E prea simplu. E prea simplu. Working Gaming Setup with a preference for minimal wires. Brodere, cam prnăiți așa, adică e ok, dar prea gol parcă. Ce naiba e asta? Vreau să-mi explice și mie ceva. Mă, dar ăsta n-a văzut un geam în viața lui, așa. Ok, am înțeles, cam ciudățel. Aici ar veni mare un televizor peste părerea mea. În fine, are și un scaun. Am înțeles. Avem setup-ul de racer, de șofat. Omul naturii aici. Nu știu cât de confortabil e scaunul. Place view-ul. Da, da, da. Foarte mică unitate, ați observat? Sau? Nu, asta e unitatea, nu? Mamă, vezi că e compact, băiatul. A luat unitatea la sub braț și a plecat cu ea. Gata. Da, 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 da. Ia uite-l și pe ăsta cu man cave-ul. Wow, my lab / man cave is finished. Nu prea înțelegem multe din poza asta, din păcate. Adică nu înțeleg ce neva se întâmplă pe ei și așa. Cred că are calculatorul montat în birou. Rele. Wow, ce neva e asta? Ai cut becurile în cap. Ce se întâmplă aici, dude? Dude, Delski, vezi că asta dacă îi se strică ceva calculatorul, a pus mâna pe sculă. Sculă Bob. Și a și repara calculatorul. Wow, wow, wow. Aici e micunelta secretă, băieți. Ia vezi setup-ul ăsta, bă. Așa e și unitatea voastră de mare? Are 5 calculatoare băgate aici. Există unități, știu că Leo avea, Epic Shorty, o unitate foarte mare pentru ăștia cu două setup-uri. Și eu am două setup-uri, dar am două unități separate. Însă e mult mai mișto să ai o singură unitate și pe o parte vine un calculator, pe cealaltă parte alt calculator. Dar arată cam clunky așa, arată cam, știi ce zic, arată cam hâzionule dacă, ok, ok, înțeles. Câteva de aici le-am mai văzut, cred că am mai făcut un episod, acum vreo 2-3 săptămâni cu setup-uri. Cred că am mai făcut un episod, băieți. Dar nu arată rău, nici ăsta alb. Clean as look. Brotherul cu plantele. Câinele se relaxează. Nu prea place setup-ul ăsta, sincer. Mamă, ia vezi, streamer mode activated. Frățiorul meu nu numai că are un monitor cât trei, a mai băgat două monitoare și un televizor. Și voi îmi ziceți mie că, măi, Rafael, eu mă descurc cu un singur monitor. Bine, asta el face streaming și te ajută foarte mult când faci stream. Extrem de mult, orice monitor în plus ajută. Pentru că ai multe taburi și, na, e bine să ai acolo deschise cât mai multe să vezi, decât să dai scroll prin ele, să le ascunzi unul în spatele celuilalt. Vedem că are o cameră, microfonul vine frumos peste, are un, în ăsta se conectează microfonul, un mixer audio. Interesant, foarte frumos făcut setup-ul, clean așa pe dedesubt. Băi, îmi place, chiar interesant. Nu sunt mare fan al monitorilor ultra-wide, v-am zis, ăsta e un mega ultra-wide. Adică monitorul ăsta ar trebui să țină cât trei monitoare. Așa e făcut, știi, vine pac, pac și pac. Omul mai are încă două, adică, da, mă, îmi place cum are boxele. Foarte ingenios puse boxele, îmi place. Eu le am pe birou și nu-ți dă același feeling dacă le ai prin aer, pe jos, pe, știi? Să ai surround-ul ăla adevărat. După aia avem pe brotherul lui care are doar un monitor. Adică uitați-vă cât de mare monitor ăsta, că e același, dacă nu mă înșel. E același monitor, ține cât trei. Îmi place, e un setup clean ăsta.
E bun să joci FPS-uri, are extrem de mult spațiu. Îmi place cărămida pusă pe perete. Me gusta, me gusta, game over. Ar mai merge să adauge câte ceva pe aici. Gamer at work, do not disturb. Asta e cam cringe jack, așa, gen cringe gang, where you at? Dar, ok, băiatul nostru e surfer. Te-am văzut acolo, setup-ul alb. Îmi place, mă, îmi place, n-am ce să zic. Măi, Rafael, ce te dai tu așa tare și mare, ia arată-ne setup-ul tău. Parcă văd un aborat, ăsta e același setup. Am mai adăugat și o tabletă mică aici, că n-avea destul. N-avea destul, brotherul. Am înțeles. Uite, mă, pedalele, v-am zis de ele. Sunt de la Logitech. Bă! Mă uit și eu așa, admir la detalii, cam prnăiță monitorul ăsta de supra. Dar îl înțeleg pe om, că doar la primar contează. Nu e rău. Un setup clean, curat. Stai puțin că-n clunky. S-a cam, știi ce zic, lasă tableta, lasă consola aia, că nu e nevoie să ții pe birou. Cam clunky așa, am dat un coț și a căzut unitatea cu totul. Nu prea sunt mare fan. Nu sunt, de ce să vă mint. Și este un birou care se ridică. Îmi doresc și eu un birou ajustabil. Înălțimea ajustabilă, să pot să stau din picioare, să filmez din picioare episoade. Poate în viitorul îndepărtat, poate când mă mut, pentru că n-are sens să schimb biroul ăsta, e o bătaie de cap prin care nu vreau să trec. Aha. Da. Vezi, arată ciudat, prea mult spațiu liber. Aici ar veni frumos un tablou cu Irafael. Frumos, Irafael rege aici să-mi aduc aminte mereu de mine. Lumesc și eu acum, nu știu câți dintre voi vă prindeți. Ce sunt boxele astea roșii? Bă, asta mi se pare cam pârnăiță. Știi ce zic? Adică eu am sub birou atașat ceva unde se agață două perechi de căști, stânga și dreapta. E ca un T agățat de birou și T-ul e în jos. Și pe T-ul ăla vine pac-pac, știi, în părți. Frumos, îmi place asta lui de băut. Da. Bă, n-am mai văzut setup cu două monitoare sus. Ok. Cam straniu cu monitor sus, vă zic din propria experiență, că am avut mult timp, unul singur. Și țin minte că mă tot uitam deasupra. Eu, nu te doare gâtul sau e ok, dar... Da, un minimalist așa. Nu sunt eu fan un monitor, da, mă rog. Știi ce sunt curios? Ziceți-mi voi dacă aveți experiență. Frigiderele astea fac zgomot. Ok, știu că pare frumos. Mamă, Irafael, ce gamer tare este el. Ia uite el și scoate băutura de la rece. Dacă îl bagi în priză, s-ar putea să facă zgomot. Poate mă înșel eu și există frigidere care nu fac așa mult zgomot. Însă din experiența mea, din ce am auzit, fac zgomot, gen bărâie. Poate nu fac și mă înșel eu, adică poate sunt anumite modele care... Vai de viața mea cât a televizorul, cred că e unghiul făcut ciudat de pare așa mare. Mamă, toticule, ce pui aici pe televizorul ăsta? Bă, nu îmi place, mă, e prea clunky, așa, prea, mă simt claustrofob. Însă te văd acolo că ai două calculatoare, că are două tastaturi. Te-am văzut acolo. Te-am depistat. Da. Ia uite-l, mă. Cyberpunk style. Adică eu... Ai zice că setup-ul ăsta arată urât pe timp de zi cu luminile stinse. Mă simți, frățiorul? Însă, da, arată bine, ce să mai... Asta am mai văzut-o... Da. Parcă PewDiePie avea de ăștia sau nu știu unde am văzut. Da. Ce să văd aici, un monitor și un mouse? Ia uite-i pe ăștia, bă. Zici că e mașină de aia de pinball. Ia uite-l pe ăsta și a băgat calculatorul în birou. Bă, nebunule, care ești? Aici ce n-ai, bă, mai are două calculatoare? Sau...
Bă, nu știu, n-am văzut niciun setup așa uluitor de data asta, știi ce zic? N-am văzut ce e drept. Am văzut setup-uri frumoase, dar n-am văzut nimic să iasă din comun absolut, să fie ceva. Ce naiba e asta? Decided to go with a sleeper aesthetic. Are RTX din calculator din 1900 toamna. Bă, nebun. Asta e Windows XP sau ce? Windows 7? Rele. Mamă, ce birou. Bunicul meu mi-a făcut acest birou de ziua mea și este minunat. Wow, like pentru bunicul, bă. Ce a ajutat nepotul ăla, da, bunic, dude. Bravo lui, ia uite-l. Cam așa arătau calculatoare când m-am născut eu. Îți dai seama? Cât de mult au evoluat. Când țin minte, nu știu, că aveam 7-10 ani, eram la țară și mă duceam la un vecin, avea genul ăsta de calculator și ne jucam Doom ăla vechi de tot, ne jucam CS, ne jucam offline, că n-avea net. Nu exista net la țară. Despre ce vorbim? Ce scaun ăsta, bă? Ce scaun de autobuz sau ceva? M-au înnebunit cu luminițele astea ale lor. Da. Bă, e clean, mă, n-am ce să zic. Asta e din Jojo? Iar vin băieți în comentarii cu avatare, cu Jojo și cu referințe de alea. N-am văzut anime-ul, ce drept. Nu prea sunt fan scaune, piele, transpir pe ele ca naiba. Poate doar eu transpir. Yo, uite-l pe ăsta, bă! La bucătărie, unde l-a băgat? Lângă chiuvetă, sar niște stropi așa, țac, țac, nu prea. Ca termică, s-au terminat postările. Uuu, ăsta e clean și camera albă. Și camera albă. Totul e alb. What? Da, mă, băieți, cam astea cred că sunt setup-urile pe ziua de astăzi cu streamări. Cam astea ar fi. Interesant ce drept, nu e urât. Mamă, ce monitor are. Mor de râs, mor de râs. Înțeleg, adică, ok, presupun că ai găsit un monitor pe undeva și ieftin și l-ai pus acolo ca secundar. Dar mor de râs, uite câta margine are. Bă. Da, frumos, ia uite-l cu bic la aici lângă. Setup-uri frumoase astăzi, dar nimic unic. Nimic unic. Adică ce înseamnă unic? Când te duci aici și dai la all time și astea sunt unice. Știi ce zic? Gen mașină, cu ditai serverul, cu cânele pe jos, l-ați mai văzut, știi? Ăsta, ce naiba asta? După aia, unde era, mă? Uite, mă, cânele, insanity ăsta. Astea sunt setup-uri unice, știi? Prea troll, mă, adică n-ai ce să-i zici, oricum. Dacă v-a plăcut episodul, băieți, nu uitați să apăsați butonul de like, să mai facem astfel de episoade în continuare. Mulțumesc pentru atenția acordată și ne vedem la viitoare. Pa, pa!